Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mi-am pățit acum recent o tragedie mare de tot din cauza sucului. Da? De casă. Cum adică suc, adică de casă? Suc de casă. Tip sirop. Sirop, mă. Tu-ți faci sirop acasă? Nu, i-a făcut mama lui fiul meu. Sirop de ce? Ăla mic, Radu. Așa. Ăla e slab și e fiert pe sucuri. Bea suc. Orice suc prinde, bea. Așa. Și atunci îi mai face mama, acum că a fost sezon, i-a făcut sirop de căpșuni. Aha. Și el și-a făcut... Cum se face siropul de căpșuni? Se fierb căpșuni. Cu zahăr. Cu zahăr. Da. Până când la un moment dat rămâne un sirop. Cred. Nu știu, n-am asistat niciodată. Okay. Dar cam așa cred că merge. Mișto. Și s-o mai pune ceva... Cred că se pune apă. Nu se poate să fie doar siropul ăla. Da, fierbi în apă, nu că în cele fierbi. Da. Dar nu știu dacă se mai pune și vreun... Nu știu. Ceva. Sirop. Cert e că e mai sănătos. Și ăsta și-a făcut un sirop, Radu. Da. Și și l-a dus la el în cameră. Bă, și nu știu cum a făcut, că și l-a pus pe birou, se juca pe calculator și s-a entuziasmat, ceva a pățit. Că i-a dat una de la... L-a vărsat odată pe jos. Da. Aoi. Și o bună parte e pe perete, sub formă de stropi. Okay. Stropi mari, așa. Bine că n-a spart paharul. Maica s-a a încercat să șteargă papelul în care stropii au devenit negri. Cum, mă, negri? Știi cum se face de la zahăr care adună praful? Păi da, așa. Pe lângă faptul că ăsta, el s-a speriat, era singur acasă când s-a întâmplat incidentul. Nimic. Și a încercat să repare. Faptul în care a umplut toată casa de pași lipicioși. Mișto, fain. Bă, ceva ce urăsc pe lumea asta mai tare e când ăștia fac pe jos în bucătărie. Deci, atenție, în bucătărie. Dacă sunt strop de apă gresie, da, am înțeles, acolo e templul și care-s lipicioși, da, mai ia capul. Acum am avut în toată casa. Și noroc că eu nu eram acasă. Mergi cu șlapii, faci... Da, exact. Mamă, nebune, bă, creier în asta. Exact. A spălat maică-sa toată casa, a încercat și peretele, n-a ieșit. Acum eu ieri am stat toată ziua și... Dar ce-i pe peretele? Pe perete, lavabilă? Acum am niște stropi. Nu, stai, e lavabilă? Da. E lavabilă, dar nu e albă. Atenție. Așa. Are o nuanță de verde. A, nu așa... cred că ai pereți verzi în casă. Nu e verde, e un verde protocel. E verde o dărață. Puțin, puțin, cât să aibă... Ai și o dungaurie sus? Nu. Auzi? Da, de-alea stucaturi pe jur. Stucatură, cum se zicea, n-am nici... Nu, mă, nu, eu cam... Flori, dar pe, ceva... pe bloc aveți turnulețe? Așa, lasă-l băgat. Nu mai fiți, mă, nu mai fiți, poate de situația voastră. N-avem, în punct de vedere design interior, sunteți la pământ. Praf. Atenție. Problema e felul următor. Pe peretele verzui, da, din camera lui Radu, sunt acum circa 25 de stropi mari. De număram, sirop, sirop. Am zis circa. Acoperă cam, să zic, 40% din suprafața peretelui. Nu am cred. Căutat ieri pe internet. Da, băut-o cum cistere. Pureți sirop de pe perete? Și am găsit niște almanahe. Așa. Gen, cu 7-8 variante. Apă cu bicarbonat, apă cu nu știu ce. Ai încercat? Cel mai mult mi-a plăcut era una cu să-l speli cu pastă de dinți și să clătești cu apă. Eram la periuța de dinți și am apucat de 2-3 dintre petele alea. Le-am dat de cu... pasta de dinți. Ai pus tu Sensodyne de la bun? Da. Le-am spălat ca lumea, înțelegi? Și n-a mers. Ideea e în felul următor. Dacă mă apuc acum și fac toate cele 7... Nu, mă, stai o secundă, te rog frumos, stai puțin. Oprește-te nițel. Deci tu ai pus pasta de dinți pe periuță și te-ai apucat să frești cu periuța, hâș-hâș. Da, mă, și am luat doar niște pete într-un colț, aia. Știi cum te învață și la tricouri, când e, dacă vrei să încerci, doar într-un colț, că dacă nu e bine, să nu strici prea mult. Da, când ai clătit, ai bolborosit. Ideea e în felul următor, n-a mers. Deci nu. Asta cu periuța de dinți n-a funcționat. Da. Am mai atenuat un pic pata, dar puțin. Ideea e că dacă mai încerc 2-3 trucuri, ajung la cărămidă. Știi ce zic? Poate e cazul să o iei de la cap. Uite. Da. Și atunci aș vrea să merg pe ceva mai precis. Și da. Vă rog frumos, 0372069599 sfat telefonic sfat. Sau 07283132 mesaj. Sfat WhatsApp. Dacă știe cineva dacă a reușit să scoată sirop de pe perete, dar luați în calcul că nu e alb. Adică am găsit niște variante cu... bicarbonat și cu un înălbitor de rufe. Dar bună, că împătează peretele tip alb pe verde, ceea ce iară nu e bine. Uite, Cristina zice că burețelul magic te ajută. Cine? Cu petele de pe perete. Ce e burețelul, adică burețelul magic? Nu știu ce e burețelul magic. Acum, na, caută și tu.
Bine, deci vă așteptăm cu telefoane sfaturi pentru... Deci dacă puteți să mă ajutați, vă rog, din suflet rămân dator. Colegul Luca, cum se scoate siropul de pe perete? Altă lavabilă, spune Eugen. Da. Și în general, dacă vreți să... Mai că e cu pigmentul ăla și nu știu dacă mai am... Ei, vezi... Poate dezvoltăm și în alte sfaturi gospodărești, dacă ar fi să fie. Dacă vă dau și eu o soluție pentru pix pe canapea, pe, pe canapea de piele și asta. Am crezut că nu mai scăpăm. Eu pot să vă dau soluția cum scap de mirosul de fleică arsă pentru colegii Luca și Zaf, și care a scos fum și a băgat fum în toate mobilele și perdelele din bucătărie. Ce, nu mai țineți minte, a? Ce, toporul? Cușorii crocant cu alea, a făcut mâncarea, nu? Da. 0372069599, sfaturi de gospodărie. Asta facem în dimineața asta. Ne-am întors. Da. Mesaje cu telefoane, cu soluții. Se pare că, practic, nu există soluție. Am parcurs câteva zeci de mesaje până acum. Deci te-a pus de zugrăvit. Da, trebuie să zugrăvesc, altă variantă nu e. Nu credeam asta. Deci eu, din vasta mea experiență, am găsit mereu soluții de-astea de almanah pentru orice necaz casnic. Știu, am, țin minte că ți-ai reparat singur aerul condiționat cu o soluție de almanac și acum vibrează casnic. Mai a fost ceva absolut particular. Ai chemat specialiști. Dar, auzi, ai luat în calcul să te muți? Nu, nu merg chiar atât de departe, însă, vă repet, sunt profund dezamăgit, sunt desumflat complet, că eram sigur că există ceva. Stai, poate găsim. Siropul nu poate fi scos, siropul de căpșune de pe perete? Din nefericire. Nu cred. Gabriel. Adică nu... Vă salut. Salut, ziua. Salut, Gabriel. Salvează-l pe Luca. Cu flacără oxiacetilenă, că iese sigur. Deci, Luca, curetele magic este folosit de mine pe perete. Stați o secundă, vă rog frumos. Frână. Ce este frână. Burețelul magic? Nu mai pot, am conversații pe WhatsApp. Este un burete de melanină. Care e magic? Foarte, este foarte ieftin în bricolaj. Câțiva lei, 4, 5 lei, 6 lei. Și... Da. Face minuni. Da, ce? Curățați, dași, îl dați un pic cu apă. Dar unde îl găsești? Dar de ce în e magic? În magazinele de bricolaj. Deci burețelul de magic. Luca, nu te zgârci, auzi, e 4 lei. Stai atent, mă, că există videouri cât de magic e buretele magic. Dar ce face buretele ăsta de magie? Ha? Eu am încercat... Curăță foarte bine. Ok. Eu am cârpa magică. Adevărat. Adevărat. Da, da, da. Descoperă o lume nouă. Fii atent, unde erau magicienii? Cârpa magică. Așa. Iartă-mă numai o secundă, vă rog. Cârpa magică mi-a recomandat-o cineva, e pentru geamuri. E o cârpă care are așa. Și o... Și ai folosit-o sau nu? Am folosit-o pe foarte bună la geamuri, dar cred că are un... termen, adică nu poți să o folosești de foarte multe ori, că nu-și pierde din magie. Asta te deranjează, așa practic. Așa și cu bureței. Ideea e în felul următor. Am primit multe mesaje cu burețelul, dar am fost avertizat că dacă e peretele colorat, decolorează, e atât de magic burețelul, că decolorează și peretele. Păi poți să-l ștergi tot. Care a încercat. Șterge-l tot. Da. Da. Mulțumim, Gabriel, mulțumim tare mult. Deci, stați puțin. Am căutat pe Google și am găsit pe site-ul acasacumami.ro așa. Am următoarea explicație. Chiar așa, deci o fi magic, buretele magic, zice. Și prima frază este următoarea. Cum care burete magic? Cel care are formă dreptunghiulară albă e plăcut la atingere și multe gospodine recomandă a fi magic. Deci e, plăcut, e și plăcut la atingere, asta, nu doar că Luca. Poate de-aia e magic? Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Ștefan! Bună dimineața! Ce să atent, urechile mari. Da, da. Lucrez de aproape 18 ani în curățenie. Așa. Așa, nu există burete magic, nu există cârpă magică. Există burete de melamină și lavetă de microfibră. Ok. Dacă vrem soluții magice, în ghilimele, luăm produse profesionale. Mm-hmm. Okay. Ok. Și care e produsul profesional pe care trebuie să-l ia Luca ca să scape de siropul de căpșune de pe pereți? Așa, ca să nu aibă nicio problemă, să nu-i găurească pereții, să nu-i strâmbe nasul, trebuie să cumpere un produs pe bază de enzime. Eu l-am descoperit acum vreo 3 ani de zile enzime, la un colegi. Producător da. Care face cercetare în biotehnologie de peste 47 de ani. Maica mea. Așa. Este un produs ecologic, degresează orice din casă, din bucătărie până la motorul la mașină, dacă vrei, da. Hainele, încălțămintea, tot ce vrei tu. Vede 40. Îl aplic pe orice fel de suprafață, nu strică, curăță, al naibii de bine. Cum îl cheamă, domnule, pe produs? Pe produs sau pe producător? Pe produs.
Produsul magic. Multi-use enzimatic. E pe bază de enzime, e un produs ecologic enzimatic, certificat profesional, multi-use, dar cu certificare enzimatic bio. Păi și tu crezi că nu-mi scoate vopseaua de pe perete verde ăla, nu face... Nu. Cu siguranță nu. A, te-ai scos. Deci, eu curăț și tapeterea de piele și pereții și încălțămintea și vasele și motorul la mașină și ce vrei. Și motorul la mașină. La de pe eu zic să încerci pe un colț, Luca, cu produsul ăsta cu, cu enzime. Îi punem la dispoziție. Da, că uite, Cristina îmi zice că a folosit pe perete galben paibure telemagic, da, și las o urmă albă. Dacă nu frești cu putere, e ok. Adică gen... Dar la mine nu e norocire că vansie, gen... Mai mult de o treime din perete e plin de strope, adică nu merge. Bun, Ștefan, mulțumim. Mulțumim, Ștefan. Radu, bună dimineața. Salut, Ștefan. Salut, Radu. Bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Da. Domnilor, da, o fi produsul ăsta care a fost descris ultima dată, cu o noutate și da, posibil să fie util. Dar la Luca îi trebuie un rul sau trafalet, vopsea, da. Da. Adică la, și să zugrăvească peretele. Da, corect. Eu n-am reușit, lucrez, să zicem, și în domeniu și nu se curăță. Vor rămâne pete, chiar dacă se curăță puțin, îi va rămâne puțin mai deschis. Aha. Soluția, zugrăvim peretele. Ia uzi, mă, Luca. Da, asta deci, mă tem că o să zugrăvească. Este lavabilul alb, să ne înțelegem. Lavabil alb și ei recomandă orice producător, o să-l speli. Da. Ok, dacă e o pată foarte, foarte mică, dai cu burețelul de bucătărie și se duce. Nu magic. Să știți, auzi, că acum mi-aduc aminte, am avut o filmare în urmă cu mulți ani la un producător de vopseluri de-astea lavabile. Așa. Care aveau nu știu ce teflon în ele sau ceva. Da. Și era un perete vopsit și m-au pus, adică m-au invitat să arunc, am aruncat, mă, cu dulceață de vișine pe peretele ăla. Înțelegi? Am aruncat cu dulceață de vișine și am întins cu mâna, a fost circul de pe lume. Și după care am luat-o la vetă și am curățat și n-a rămas nicio urmă, nimic, nimic, nimic. Adică încercat de mine, eu însumi am făcut distracția. Deci nu ai vopseaua corectă, dacă spun. Nu, e, mă, lasă, că am văzut eu cum e cu astea. Alea au, când zic, mă, era dulceață de-aia, de vișine, de-aia lipicioasă, ce vrei, dulceață adevărată. Ai fi lins peretele, spun, adă până era. Eu zic să te apuci de dat cu trafaletul și dacă tot te apuci la Radu în cameră, faci o curățenie generală vara asta. Treci și pe la mine, că am și eu ceva de lucru. Stai că avem și mesaje. Salut, băieți! Răzvan vă salută! Salut. Din păcate, pentru sirop nu am niciun trick. Așa, dar asta mă te vei. Un trick bun este pentru Adidas. Pentru Talpa, Adidas. De jos, de exterior, paste de dinți cu periuță, frecat frumos. Ca nou iese. Și miroase super și frumos. Super tare. V-am pupat. Când era mic, Alexandra a luat un pix și a făcut cu pixul toată canapeaua. Era o canapea galbenă, de piele. Cum am putut ea? Grav în situația asta e că eu eram în cameră și n-am observat. Asta era cu adevărat grav. Aici nu greșit. Multe explicații. Da, 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 a fost complicat. Și îți dai seama, ne uitam, nu ieșea cu nimic. Cu orice soluție am încercat, gen acetonă, tot ce aveam prin casă am folosit, nu ieșea cu nimic. Supărare maximă. Și atunci am apelat la Facebook, ceea ce ai fi putut face și tu. Așa, și ai intrat pe Facebook și ai primit răspunsuri. Și cea mai bună soluție, da, din prima am e fixativ. Nu aș fi gândit niciodată. Fixativ, tăticule. Da, rol care ceva un component. Cu fixativ? Am dat cu fixativ și am șters ușor, se ia instant, adică dispare și curăță și canapeaua. Da, adică... și pe de altă parte, acum canapeaua e și fixată, nu se mișcă, nu nimic, e fixată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.